Te salut în lumea informaticii. Hai să explorez. În acest material vom învăța cum se utilizează elementele funcționale ale serviciului Yahoo Mail. Conectarea se poate face foarte simplu. Dacă ai un cont funcțional de Yahoo Mail, poți să accesezi direct site-ul mail.yahoo.com, introduci numele de utilizator și parola aferentă, dai câteva clicuri pe butoanele Next și gata. Ești conectat. Să vedem cum am putea să redactăm un mesaj nou și să-l trimitem unui destinatar. Accesăm butonul Compose. În câmpul To introducem adresa destinatarului. În câmpul CC putem să introducem alți destinatari care vor primi în copie acest mesaj. Mai mult, putem utiliza chiar și câmpul BCC pentru a trimite copii secrete. Subiectul mesajului, în cazul de față, este cuvântul rugăminte și rugămintea noastră către voi, dragi elevi, ar fi să completați întotdeauna acest câmp, pentru că conținutul acestui câmp se va vedea în inbox când se afișează lista mesajelor primite. Deci este foarte util să știm ce subiecte au diferitele mesaje pe care le avem în inbox. După completarea acestui antet, trecem la redactarea mesajului. Avem și aici o formulă de salutare, avem conținutul mesajului și avem o formulă de închidere. În final, apăsăm butonul Send pentru a trimite mesajul. Haideți să reproducem acest exercițiu în mod concret în Yahoo Mail. Deci, accesăm butonul Compose cu click de mouse. În meniul To introducem adresa primului destinatar. Nu avem câmpul CC, dar avem acest buton în dreapta aici. Dacă accesăm acest buton, se vor afișa câmpurile CC și BCC. Utilizăm doar câmpul CC. După ce am completat elementele din antet, putem să redactăm textul propriu-zis al mesajului. După redactarea mesajului, executăm click pe butonul Send. Hai să presupunem că am fi dorit să atașăm un fișier, dar am uitat să facem asta. Putem accesa folderul Send, adică folderul care conține mesajele trimise. Acolo ar trebui să regăsim mesajul trimis și să-l redeschidem. Putem să îl redirecționăm cu forward către aceiași destinatari. Dar de această dată sperăm să nu mai uităm să atașăm și fișierul. Să reproducem exercițiul în Yahoo Mail. Căutăm folderul Send și observăm mesajul trimis chiar pe prima poziție. Mesajele recente apar în partea de început a listei. Să deschidem mesajul cu subiectul rugăminte, du-click, introducem din nou destinatarii. Am uitat să atașez
Dacă dorim să atașăm un fișier de pe calculatorul nostru, alegem butonul agrafă și din meniu local attach files from computer. Hai să presupunem că vrem să alegem acest fișier. Open și vedeți că fișierul se încarcă. Trimitem acest mesaj de data aceasta împreună cu fișierul atașat și cu click pe butonul send. Să vedem acum cum se face gruparea mesajelor în foldere și subfoldere în Yahoo Mail. Haideți să rezolvăm concret următoarele exerciții. Primul exercițiu era să creăm un folder nou cu numele Alpha. Deci utilizăm acest buton New Folder și scriem Alpha. Folderul este creat, se află aici. Pentru a crea subfoldere în folderul Alpha, trebuie să efectuăm click dreapta pe acest folder și să alegem opțiunea Create Subfolder. Primul subfolder este școala. Enter. Al doilea subfolder va fi acasă. Enter. Și al treilea subfolder va fi exemplu. Revenim în inbox și selectăm două mesaje pentru a le muta în folderul școala. Hai să luăm aceste două exemple și butonul Move. În cazul nostru, aceste două mesaje trebuie să fie mutate în folderul școala. Aici este școala și cele două mesaje, într-adevăr, sunt în folderul școala. Să revenim acum în inbox și să selectăm alte trei mesaje. Realizăm mutarea acestor mesaje. Folderul acasă se află aici, l-am selectat și mesajele s-au și dus. Într-adevăr, cele trei fișiere sunt aici. Să ștergem folderul exemplu. Avem delete folder. Să redenumim acum folderul acasă în teme. Tot așa, cu ajutorul acestui butonaș, apelăm meniul local și avem rename folder. Redenumim din acasă în teme. Enter. Să rezolvăm acum un alt exercițiu. Mi se cere să creăm un mesaj nou. Destinatarul să fie johnsmith@yahoo.com, subiectul să fie reamintire și se precizează un anumit text. Bună ziua, nu uitați să vizualizați noul nostru site. Cu bine, Josh Anderson. Cuvântul site trebuie să fie un hiperlink către platforma web https://www.duolingo.com. După aceea, mi se cere să atașăm întregul conținut al folderului resurse aflat în folderul Documents, iar apoi să trimitem mesajul. Apelăm butonul Compose pentru a crea un mesaj nou. To John Smith. Mesajul este bună ziua, Josh Anderson. Cuvântul site trebuie să fie hiperlink. Deci selectăm acest cuvânt site și apelăm la butonul
hyperlink sau link. O să trecem HTTP 2. Și salvăm cu butonul Save. Trebuie să mai atașăm întregul conținut al unui folder. Alegem butonul Agrafă, Attach Files from Computer, folderul Resurse, și ar trebui să atașăm aceste fișiere plus acest folder. Arhivăm toate aceste date, selectăm toate fișierele și folderele, executăm click dreapta și avem Send to Compressed Zipped Folder. Numele să fie Arhivă. Alegem Open acum. Observați că această arhivă se atașează. Apăsăm butonul Send pentru a trimite acest mesaj. Temă propusă. Succes!